Transmitem cu acest prilej tuturor romașcanilor din Roman sau cei care au plecat pe diferite meridiane ale planetei ca să se gândească să fie una prin Hristos, Domnul nostru care a înviat și învie de fiecare dată când ne înălțăm gândurile către El. Dumnezeu să binecuvinteze Romanul nostru, pe locuitorii ei și să binecuvinteze pe toți cei care iubesc podoaba casei și a grădinii lui Dumnezeu.